ascultând cum cânt corul, știți, în clădire, așa, în semi-întuneric, muzica asta corală, România asta, sună așa de frumoasă, mi se părea că cânta ungerii și atunci mi-am dorit să fac muzică. Să mă ocup cu asta toată viața, sunt dedicat la muzică. Pentru a fi parte a muzicii e nevoie de multă muncă, iar odată ce intri în joc, nu te mai poți opri. Ilie Rotila Croitoru a studiat la Școala de Muzică Maria Cebotari din orașul Cahul, iar în paralel învăța să repare încălțăminte. Din 1996 își continuă studiile la Conservatorul Gavril Musicescu din Chișinău, specialitatea dirijat coral. Povestește că avea doar dorința arzătoare de a învăța, nimic mai mult. A fost foarte greu. Anii 90 au fost extrem de complicați, dacă țineți minte, pe atunci s-o crea și lumina și gazul. Și, eu am mers la școală fără niciun ban. A fost o sărăcie lux, cred că pe atunci era. Dar pasiunea aceasta de a face muzică, arta, știți, nu observ toate lucrurile astea, știu să ele. Ca la ceva superficial. Știa că cea mai bună școală de dirijori este în Sankt Petersburg, unde au studiat cei mai buni muzicieni. A strâns bani pentru bilet și în 1999 este admis la Facultatea Dirijat Coral din Sankt Petersburg, unde studiază timp de 7 ani. Dumnezeu m-a ajutat. Am mers la conservator, m-au văzut, le-am demonstrat ce pot eu ca dirijor și pe atunci, știți, prin anii aceia, încă mai era acea generație de oameni care vreau să ajute pe cei din republicile fostei Uniunii Sovietice. Deja nu mai era țara aceea, deci totul s-a ruinat, dar încă oamenii mai trăiau, știți, cu oameni intelectuali, muzicieni, foarte amabili, m-au ajutat foarte mult, m-au susținut. Între 2002 și 2005 este asistent stagiar al prim-dirijorului Orchestrei Simfonice Academice a Filarmonicii Șostakovici din Sankt Petersburg, Rusia, iar din 2008 este dirijor asistent la Teatrul Mariinski din același oraș. A evoluat în mai multe țări precum SUA, Israel, Marea Britanie, Estonia. Totuși, cel mai mare vis a fost să revină acasă și să fondeze o filarmonică de la zero. Înainte să înceapă pandemia COVID-19, dirijorul primește undă verde pentru deschiderea unei filarmonici în Cahul. Asta a fost un pas, cred că, nebun, să spun sincer. Păi cui aș fi spus să merg la Cahul să fac o filarmonică, știți? Zicea foarte bine, dar se gândea, cred că straniu băiatul ăsta. A fi dirijor înseamnă să fii tot, manager, conducător artistic și să cauți bani, ceea ce continuă să facă și el pentru a-și atinge visul cu ambele mâini. Artistul spune că o filarmonică schimbă total societatea, pentru că muzica clasică e cea care unește. Muzica clasică, știți, te impune să te îmbraci diferit, să gândești diferit, să arta înaltă, academică. Și eu am observat deja la ultimele evenimente care le-am făcut până la Cahul aici, oamenii au început să îmbrace frumos. Pentru că multe doamne au rochii, da, frumoase și n-au unii să iasă îmbrăcate, știți, elegant, black tie. Când funcționează și teatru dramatic și filarmonica, este ca un avion cu două aripi. Deci merge, totul merge, începe să meargă în armonie și totul se dezvoltă în jur. La aceste două instituții. Municipiul Cahul vrea să devină până în 2030 capitala cultural-creativă a Republicii Moldova. Printre cele mai importante proiecte finanțate din grantul de 300.000 de euro obținut de la Uniunea Europeană vor fi reconstrucția din temelie a Filarmonicii Municipale și dotarea Palatului de Cultură cu echipament modern. Am înțeles că se poate. Deci dacă prezinți un produs foarte calitativ și va fi ceva deosebit, astăzi oamenii sunt gata să plătească un ban.